Astăzi este vorba despre eroii noștri, despre cei care sunt în prima linie, medici, asistente medicale, personal auxiliar care își desfășoară activitatea în spitalele din România. Ziua Mondială a Sănătății ne-a inspirat și pe noi, jandarmii brașoveni, să facem un mic gest, dar zicem noi mare, pentru cei cu suflet mare, în sensul că ne-am gândit la ei, le-am oferit câte o floare asistentelor și medicilor care au fost de gardă la UPU Brașov, iar tuturor celorlalți care au făcut parte din echipa pe care i-am găsit la lucru și la datorie, le-am urat un sincer și călduros la mulți ani. Considerăm că numai împreună, prin eforturile conjugate ale lor, ale forțelor de ordine și nu în ultimul rând ale cetățenilor care trebuie să respecte în tocmai hotărârile și deciziile care se impun de această stare de urgență, putem duce cu bine la capăt această situație generată de o criză cum nu am mai trăit până acum. Cu încredere, cu speranță, le urăm tuturor putere de muncă și sperăm, așa cum am și spus-o, ca puterea și frumusețea florilor să îi călăuzească în nobila misiune pe care o au, aceea de a acorda asistență și ajutor celor care acum au mai multă nevoie ca oricând. La mulți ani tuturor medicilor, asistentelor și personalului medical din România. Fiți puternici și noi suntem alături de voi.